Da, copiii încep școala și adulții revin la serviciu, iar unii dintre ei își doresc schimbări. Și aici mă refer la adulți. Copiii și-o dori schimbări, dar nu e după ei momentan. Dacă simțiți nevoia să schimbați domeniul de muncă, sunteți la locul potrivit, pentru că Aida Chivu, specialist în resurse umane, este alături de noi. Bine ai venit, Aida! Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos de invitație! A venit toamna și sunt oameni care, într-adevăr, vor să schimbe serviciu, vor să schimbe domeniul de lucru. Toamna se numără oportunitățile, nu? Putem să zicem așa? Da, da, da. Toamna se numără oportunitățile și, într-adevăr, avem cam două valuri pe an când ne găsește nevoia asta de schimbare. Iarna și vara după concedii. Ne întâlnim cu prietenii, venim după presiune, după muncă multă și spunem nu mai vrem, nu mai putem, știm că va veni iar presiune, trebuie să schimbăm ceva. De ei o idee bună să ne schimbăm domeniul de lucru toamna? Radical nu, nu este o idee bună să o facem și e foarte bine să precizăm treaba asta, pentru că finalul de an, în general, este destinat acelor activități sau acelor obiective care urmează a fi atinse, ceva ce nu s-a făcut 10 luni de zile, cum spunem. Noi trebuie să facem ultimele două, cam așa se întâmplă. Și atunci, septembrie, octombrie, noiembrie, toată lumea trage să-și atingă obiectivele de final de an. Deci să iei pe cineva de la zero, care vrea cu totul altceva, este un pic... te duce un pic într-o zonă de reticență ca și angajator. Deci nu prea îți vine să angajezi, doamna. Mai degrabă angajezi la începutul anului ca și angajator. Ca și angajator mă duc să angajez toamna un specialist, acolo unde știu că aș putea să fac un matching cu ceva ce am nevoie. Și acolo unde am nevoie, angajez. Toamna este o perioadă foarte bună de angajare când vrem să facem doar o schimbare de job. Dar dacă vrem să facem o schimbare de domeniu, cum vorbeam mai devreme, ce ar trebui să luăm în considerare? La ce ne gândim? Deci am discutat până acum cu o grămadă de telespectatori care au plecat dintr-un job, care ne-au spus că aveau un anumit job la începutul carierei lor și apoi au schimbat și acum sunt în cu totul alte domenii. La început nu prea știi ce vrei și la început îți iei un job ca să ai un job, să înveți tu disciplina muncii, te duci un pic în zona asta. În momentul în care începi să capeți o oarecare stabilitate, în momentul ăla începi să realizezi și ce-ți place și ce știi să faci foarte bine. De acolo începem când vrem să facem o reconversie. Cu alte cuvinte, ce știu să fac foarte bine, la ce mă pricep, ce abilități am dezvoltat în toți anii ăștia de muncă. Și de acolo cred că pot să fac și altceva, pentru că eu când mă duc la un angajator și îi spun, uite, eu nu știu să fac treaba asta, habar n-am, că n-am făcut-o niciodată, acum m-am găsit să o fac. Eu trebuie să-i dau lui ceva care să-l determine, să-mi dea o șansă, să-mi dea această oportunitate, de fapt. Și acel ceva poate să fie pasiunea pe care o vede în mine, nu? Da, poate să fie pasiunea pe care o vede în mine și poate să vadă că eu măcar ceva am făcut cu pasiunea aia. Adică nu am doar o pasiune pe care poate mi-o descoper acum. Aida, în experiența ta de specialist în resurse umane, presupun că ai văzut câteva reconversii sau câteva schimbări de domeniu. Îmi poți da câteva exemple de oameni care au început într-un anumit job și apoi și-au schimbat domeniul? Da. Știm cazuri, spre exemplu, de specialiști, să zicem, într-o zonă tehnică, într-o zonă, nu știu, de ingineri, de proiectanți, de care la un moment dat și-au dorit foarte tare să schimbe cu ceva în zona de suport, adică să iasă dintr-o zonă unde ei erau direct productivi, să se ducă, nu știu, către marketing. Și au fost companii care au dat această șansă, au spus, da, cum să nu, hai să vedem de ce, păi ce ai făcut până acum? Păi am făcut cumva relația cu clienții, spre exemplu, am avut-o, știu să comunic foarte bine. Ok, începem ușor să-ți dăm câteva proiectele. Normal că nu ai cum să fii un specialist marketing, dar sunt oameni care au primit această șansă și sunt multe cazuri. Hai să vedem cum ne pregătim. E vorba de pregătirea pentru interviu, cum ne pregătim CV-ul. Pregătirea pentru interviu, da, are legătură și cu pregătirea CV-ului, dar să spunem că eu le-aș lua cumva separat când vine vorba de reconversie. Adică pregătirea CV-ului este o parte care afectează sau nu interviul. În cazul unei schimbări de job, afectează. Dar în cazul unei reconversii, ce să fac cu CV-ul? De cât s-ar putea să mă dezavantajeze? Și atunci, ce fac eu? De fapt, mă uit la CV-ul meu și scot de acolo tot ce am făcut eu bun, mai mult ca să arăt la un interviu, să arăt că știu să fac ceva bine și că dacă mi-am asumat un lucru, chiar dacă e nou, eu îl duc până la capăt. Aha. Și atunci, da, trebuie să-i arăt angajatorului, uite, când eu am fost angajat ca și nu știu, operator în bancă, da, dau un exemplu, am lucrat în banking 18 ani. Da. Și eu acum vreau să fac cu totul altceva, vreau să mă duc la suport clienți, spre exemplu, da. Și eu trebuie să-i arăt acolo și să spun, uite, ce am făcut eu, am avut
niște proiecte în care m-am implicat alături de echipe, de colegi, am lucrat. Adică, cumva ți arăt că doar schimb domeniul, dar activitatea pot să o fac. Trebuie să învăț doar domeniul. Pentru cei care au ajuns abia acum alături de noi, vorbim despre momentul în care avem să ne schimbăm domeniul de activitate. Cum ar trebui să ne pregătim pentru interviu, pentru CV? Care sunt domeniile, cum ai scris tu aici, domeniile câștigătoare în ultima vreme, care au câștigat foarte mulți angajați, către care lumea migrează? În general, cele care, care au cumva această libertate, i-am spus noi, care au relația cu oamenii, relația cu clientul, câștigă foarte mult, vine foarte bine din spate domeniul acesta al HR-ului, dar în zona aceasta de organizațională, în care, deși credem că ne pricepem toți să lucrăm cu oamenii, este un domeniu destul de atractiv, care atrage automat foarte mulți candidați ce vin și spun, indiferent ce am făcut până acum, nu contează ce am făcut, da? Mie îmi place să lucrez cu omul. Oameni. Și atunci aș vrea să îmi dați o șansă în HR. Hai să mergem către și domeniile care pierd specialiștii după reconversie. Domeniile care au o activitate sezonieră, și aici mă refer cu precădere la vară. Spre exemplu, project management, ca să nu ne zicem neapărat în turism, Horeca, acelea clasice. Chiar și project managementul vine din urmă. Sunt proiecte care funcționează doar pe perioada verii și dacă angajatorii nu știu să aibă grijă de oamenilor să-i păstreze și să facă ceva mai mult pentru ei decât ce presupune proiectul respectiv, riscă să piardă oameni buni. De fapt, pierd oameni buni și câștigă cei care îi iau pe și le oferă oportunități pe termen lung. Adi și Bogdan, o întrebare. Da, Aida, sunt convins că sunt foarte mulți telespectatori care se uită la noi acum, se gândesc să schimbe domeniul de activitate și din experiența ta mi s-ar părea util să le spui dacă crezi că reacționează angajatorii pozitiv când un om se prezintă și spune vreau să schimb domeniul de activitate. Sau mai degrabă o mică reticență? Onest vorbind, dar o reticență. Adică, vorbim realist acum, au oarecare reticență, pentru că prima întrebare care vine unui angajator în minte este de ce te-aș lua pe tine? Nu știi să faci, nu ai experiență, eu am de atins niște obiective, am de făcut niște lucruri și atunci ce mi-aduci? Deci dacă vrem să facem asta, trebuie să ne punem din start întrebarea cu ce venim noi interesant ca ei să ne accepte, da, nu? Da, da. Angajatorul îți dă o șansă în momentul în care îi oferi o perspectivă și pentru el este destul de clar dacă, nu știu, tu în 6 luni, un an de zile, de aceea spuneam că e bine la începutul anului să ne gândim la treaba asta, pentru că atunci vii și spui, eu până la finalul anului sunt deja în pâine cumva. Și atunci e mai ușor să-ți dau o șansă în direcția asta decât dacă vii și îmi spui în septembrie, eu vreau asta, păi stai că am de atins niște obiective. E un mecanism care trebuie să meargă perfect. Da. Mulțumim frumos, Aida, e o discuție foarte lungă și sper să te mai întorci și să mai discutăm despre asta, dar și despre alte subiecte interesante, te mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc frumos și eu.